Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Decizia Consiliului Local al municipiului Alba Iulia de a cuprinde în organigrama municipiului Alba Iulia un city manager, precum și organizarea unui concurs pentru ocuparea acestui post, este o idee bună. Cel puțin asta consideră reprezentanții Asociației PACHIV România. În același timp, aceștia susțin că procesul de selecție pentru city manager trebuie să fie unul amplu. Consilierii locali din Alba au aprobat înființarea unui nou post în administrația locală. Este vorba despre postul de city manager. Funcția de city manager a fost preluată din legislația anglosaxonă și se regăsește sub numele de administrator public. Asociația PACHIV România susține decizia Consiliului Local al municipiului Alba Iulia de a numi un city manager. Salutăm inițiativa Consiliului Local, este o idee extraordinară faptul că o să avem un city manager. Important este ca alegerea acestuia să fie una un pic mai amplă. Nu? Deci, într-adevăr, ține foarte mult de administrația publică locală și procesul de selecție este unul al administrației publice locale. Dar punctul nostru de vedere este că și societatea civilă, cât și cetățenii municipiului Alba Iulia trebuie consultați sau chiar să participe în procesul de decizie în ceea ce înseamnă alegerea acestei persoane. Această persoană trebuie să fie o persoană care să aibă calități atât cele legate de administrația publică, chiar locală și chiar cunoștință de administrație publică centrală, cât și ceea ce înseamnă dezvoltarea de programe, proiecte integrate și o viziune asupra dezvoltării sustenabile a municipiului Alba Iulia. Conform prevederilor legale, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public se face de către primar pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice aprobate de Consiliul Local. Numirea în funcție se face pe bază de concurs. Administratorul public poate îndeplini în baza unui contract de management încheiat în acest sens cu primarul atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Primarul poate delega către administratorul public în condițiile legii calitate de ordonator principal de credite. Procentul scăzut de promovabilitate la examenul de bacalaureat a afectat multe universități din țară. Totuși, în urma concurenței scăzute, cele mai căutate facultăți sunt Facultatea de Limbi Străine, Facultatea de Medicină și Farmacie și Facultatea de Inginerie. În timp ce unele facultăți au dificultăți în ocuparea locurilor, precum cele de științe ale comunicării, facultățile de limbi străine se bucură de câte 70 de candidați care se bat pe un singur loc. La fel și facultățile de medicină, cu câte 4 candidați pe un loc. Metodele de admitere sunt multiple. În timp ce unele facultăți preferă concursurile de dosare pe baza notei de la bacalaureat, altele se bazează pe probe scrise sau orale. Adeptă a metodelor scrise este Facultatea de Medicină, examenul constând în 2 probe scrise. Proba obligatorie din biologie și proba la alegere din chimie sau fizică. Facultatea de inginerie, în schimb, se bazează doar pe rezultatul obținut la examenul de bacalaureat. Admiterea la facultățile de limbi străine constă în 50% media de la bacalaureat, 25% media de la limba română și 25% media de la limba străină. România a ocupat locul 1 în Europa și locul 10 în lume la Olimpiada Internațională de Matematică. Elevii români au obținut 6 medalii, dintre care 2 de aur. La Olimpiada Internațională de Matematică desfășurată în Argentina în perioada 4-16 iulie, elevii români au cucerit 2 medalii de aur, 3 de argint și una de bronz. Medaliile de aur au fost obținute de elevi de liceu, absolvenți ai clasei a 10-a și a 12-a din București. La ediția din acest an a Olimpiadei au participat concurenți din 100 de țări. În ierarhia neoficială pe națiuni, România a ocupat locul 1 în Europa și locul 10 la nivel mondial. Zile de coșmar pentru cei care au credite în valută. În ultima săptămână, leul a fost în cădere liberă și a înregistrat recorduri peste recorduri. Ultima cădere bruscă a leului a fost vineri, când rata de referință leu pe euro a fost de 4,5495 de unități, iar cursul oficial pentru dolar s-a plasat la 3,7274 de unități. Leul s-a depreciat îndeoseb vineri, iar rata de schimb a atins un maxim de 4,57 de lei per euro pe piața interbancară. Scăderea puterii de tranzacționare a leului reprezintă o cauză a aversiunii la risc a jucătorilor în contextul tensiunilor politice din România. Dealerii spun că presiunea de depreciere a fost susținută și de faptul că Banca Centrală nu mai combate atât de agresiv această tendință și permite o volatilitate mai mare. Cea mai îngrijorată de scăderea leului este însă populația.
populația, care resimte pe deplin această depreciere prin creșterea ratelor la creditele în valută. Bună ziua! Ce credeți că influențează creșterea euro? Mult. În punctul dumneavoastră de vedere. Și pe mine, pentru plata la bancă, la facturi, la... Ne afectează și pe noi. Credeți că va ajunge euro să valoreze 5 lei? Nu mai e mult, dacă mai e situația politică în continuare, ne afectează. Așadar, din punctul dumneavoastră de vedere, euro este influențat de turbulențele din politică. Da, da, așa cred. Creșterea euro influențează, în primul rând, situația politică actuală din țară. Credeți că va ajunge euro să valoreze 5 lei? Da, da, cu siguranță da. În modul în care se face politică în România, da. Asta ne va afecta foarte mult, mai ales pe noi pensionare și, în general, pe tineri care au credite, care au tot felul de utilități cu prețuri foarte mari. Deci o stare de spirit așa necorespunzătoare în țară. Ne pare rău că am ajuns să nu avem siguranță zilei de mâine. Suntem priviți cum suntem în toată Europa, tot datorită situației politice deosebit de grave care e în țară la ora actuală. Suntem priviți, ați văzut și dumneavoastră, presa străină ce scrie despre noi. Este foarte trist că după 22 de ani suntem unde suntem. Ne afectează. Dacă scoți o rată în euro, dacă depinde de noi oamenii ăștia mici, ar fi foarte bine. Depinde totul, ați văzut ce se întâmplă în țara românească. Nu am nimica cu președinții sau cu consilierii, dar de acolo se pute capul la pește. Cred că tot așa o să meargă. Dacă nu o să fie, nu știu, după părerea mea, ne pare rău, mie îmi pare rău foarte mult că l-au pușcat pe Ceaușescu. Dacă nu-l pușca pe Ceaușescu, sper că totuși țara asta, nu știu dacă știți cum era pe vremuri, dacă se luau doi tineri căsătoriți, aveau un acoperiș deasupra capului. Acum acasă, un loc de muncă. Acum nu mai sunt atâția paraziți, uitați-ți, pline terasele de mai multe criterii. Acum fiecare unde muncește, de acolo trăiește, după părerea mea. Așadar, credeți că se cheltuie mai mult decât se produce? Da, se cheltuie mai mult, da, da. Se cheltuie mai mult și îs mai multe, îs foarte multe. Eu sunt prea mică ca să comentez. O schimbare de guvern posibil. Din punct de vedere politic, credeți că s-a produs o asemenea creștere a euro? Economică. Dedesubturile politicienilor, a unora. Credeți că va ajunge să valoreze 5 lei? Da, posibil. Până nu se termină cu referendumul, da. Foarte multe. Dar cred că starea actuală conducerii din România. Credeți că va ajunge să valoreze 5 lei? Sper să nu. Cotația de referință publicată luni arată o scădere a leului cu 5,5% față de euro, comparativ cu rata de schimb de la finele anului trecut. Ultima cotație din 2011 a fost de 4,3197 de lei per euro. Față de dolar, pierderea anuală este de 11,9%, de la un curs de 3,3393 de lei per dolar la sfârșitul lunii decembrie. Paritatea oficială leu-franc-elvețian a crescut de la 3,7883 de lei per franc la 3,7944 de lei per franc. Aceasta reprezintă un nou maxim din ultimele 10 luni. O rată oficială mai ridicată a fost înregistrată la 5 septembrie 2011, când francul a fost cotat la 3,8133 de lei. Săptămânal, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă ne aduce la cunoștință locurile de muncă disponibile pe piață în întreg județul. Astfel, în Alba, în această perioadă există 252 de joburi disponibile atât pentru șomeri, cât și pentru cei care doresc să schimbe locul de muncă. În Alba Iulia se caută 25 de muncitori necalificați cablaje auto, 3 lăcătuși confecții metalice, 3 sudori, 6 strungari, 10 muncitori necalificați, 5 mecanici auto, 5 șoferi, 1 mecanic utilaje, 10 pavatori, 5 șoferi de taxi, 2 zidari, 2 zugravi, 2 dulgheri, 1 agent de pază, 1 stivuitorist, 4 cameriste și 4 femei de serviciu. În Câmpeni se caută 50 de confecționeri îmbrăcăminte, 20 de muncitori necalificați în industria confecțiilor, 2 dulgheri și 1 tâmplar. În
Blaj se caută 2 agenți de securitate. În Aiud se caută 10 instalatori apă canal, o femeie de serviciu, 2 curățători sablor și un gestionar. În Sebeș se caută 2 logisticieni gestiune flux, un specialist în domeniul calității, 10 dulgheri, 10 zidari, 6 pavatori, 6 muncitori necalificați, un primitor distribuitor, 4 tâmplari, 2 cusători, 2 marochineri, 3 manipulanți mărfuri, 2 cameriste, 2 persoane pentru întreținere pensiune și 2 persoane pentru întreținere bucătărie. Nu în ultimul rând, în Cugir se caută 6 manipulanți mărfuri, 4 agenți comerciali, 3 șoferi autoturisme, camionete, un gestionar depozit, 2 ambalatori manual, un documentarist, ordonanțare logistică, un specialist în domeniul calității, un tehnician echipamente calcul și rețele și 2 ingineri profil mecanic. Conversațiile tale pe Facebook sunt monitorizate de către administratorii rețelei sociale. Această măsură, explică oficialii, este una preventivă și are ca scop combaterea unor acțiuni ilegale sau criminale. Compania spune însă că în spatele acestei operațiuni nu stau oameni care își citesc conversațiile. Este vorba despre un program software care monitorizează mesajele și este sensibil la anumite cuvinte cheie din discuția utilizatorilor. Programul are în vedere mai ales pe cei cu cazier. De asemenea, se știe că în trecut Facebook a furnizat poliției conturi, parole și alte informații ale unor suspecți, ajutând autoritățile să-i prindă. Totuși, din punct de vedere etic, această practică ridică o problemă, deoarece nu se știe dacă Facebook păstrează sau nu istoricul convorbirilor și dacă face un serviciu public sau pur și simplu încalcă intimitatea utilizatorilor. Seceta și grindina și-au lăsat amprenta pe județul Alba. Dacă precipitațiile nu-și fac apariția în această săptămână, producția de porumb va fi foarte grav afectată. Ca și când seceta nu ar fi fost de ajuns, grindina care a căzut în ultima perioadă a distrus și ea o bună parte din ceea ce a mai rămas. În urma evaluării făcute de Direcția Agricolă Alba, din totalul de 80.000 de hectare cultivate în primăvară, a fost afectată de secetă în procent de 30%, o suprafață de 20 de hectare. Fenomenul evoluează într-un ritm foarte rapid. Mă refer aici că avem o suprafață de 42.000 de hectare de porumb, care acum se află în consumul cel mai mare de apă, apă care nu o are la dispoziție. Mai mult decât atâta, e perioada de fecundare, de formare a bobului. Ori dacă în perioada asta nu avem cădere de precipitații, riscăm să nu formeze bob. Sau chiar să fie polenul steril. Nu doar culturile de porumb sunt afectate de secetă, ci și cele de soia, ovăz, orzoaică de primăvară și sfeclă, deficitul de apă din sol fiind foarte ridicat. Dacă ar veni precipitațiile o zi, două, trei, care contează enorm de mult, s-ar salva foarte, foarte mult la cultura de porumb. Dacă o săptămână mai durează așa, atunci putem spune că procentul de afectare al culturii respective și nu numai, se ridică la un procent foarte mare. Cu alte cuvinte, existând șansa să nu mai avem porumb pe multe din suprafețele cultivate. Respectând zicala, un rău nu vine niciodată singur. Pe lângă seceta accentuată, agricultorii din Alba au de suferit și de pe urma grindinii, care a provocat pagube importante. Vin precipitațiile și acolo unde vin sub formă de grindină, distrugând și ce-o mai rămas. Am avut afectat o suprafață de 150 de hectare de teren cultivată cu porumb pe zona Berghinului, la societatea DNA Agrar. Spre norocul lor au asigurare. Am mai avut afectată 9 hectare de vie pe zona Gârbovii de Sebeș și am mai avut încă 50 de hectare pe Șona, tot la vie. Acolo nu e o problemă decât cam 15%. Dar rămâne de văzut și să sperăm că tot sperăm că vin precipitațiile așa cum trebuie să vină. Fermierii care au o asigurare agricolă sunt despăgubiți în caz de grindină, nu însă și pentru secetă, pe care asiguratorii nu o consideră un risc. Centrul de echitație de excelență din Alba Iulia și-a mărit de curând lotul. Este vorba de 2 mânși de rasă friziană de toată frumusețea pe nume William și Mira. Iepele care le-au dat viață Wilma și Ninke au fost aduse în acest centru în anul 2009, tocmai din regiunea Olandei. În spațiile special amenajate ale centrului de echitație puteți admira toți acești cai. Doritorii pot să experimenteze și senzația unică de a încăleca acești cai frizieni de paradă dacă se înscriu la școala de echitație.
Albaiulienii s-au obișnuit deja cu acești minunați cai de rasă pe care îi pot vedea zilnic fie la centrul de echitație care este situat pe traseul de sud al cetății, fie la schimbul de gardă care are loc la poarta 3 a cetății. William și Mira nu sunt singurii frizieni născuți la Alba Iulia. Din 2009, numărul acestor minunate exemplare a crescut constant. Nașterile au decurs foarte bine, fără probleme, și William și Wilma au fost ok, sunt ok, cresc. Mai avem încă 3 de acum 2 ani, de 2 ani jumate. El este William și mai avem înăuntru pe Mira, fata lui Ninche. Albaiulienii care iubesc cai și doresc să evadeze din cotidian pentru a se relaxa și pentru a experimenta ceva nou, au ocazia să ia lecții de călărie. Beneficiază de personal instruit și calificat, vestiare și multă atenție. Un curs durează 10 ședințe și este baza, după care se poate aprofunda, urmează mai multe ședințe. Pasul, trapul și eventual galopul, dacă se descurcă foarte bine. Cei care doresc să învețe să călărească se pot programa la numărul de telefon 0374 079990. O ședință de echitație durează 25 de minute și poate fi programată în intervalul orar 8:21 de luni până vineri. De asemenea, va sta la dispoziție și o trăsură de epocă trasă tot de acești minunați frizieni pentru plimbări prin cele mai frumoase zonele fortificației din Alba Iulia. Tot mai mulți fermieri din județul Alba au depus proiecte pentru subvenționarea fermelor de semisubzistență pe măsura 141. În medie, 85 de beneficiari dintr-o comună din Alba vor primi suma de 1.500 de euro anual timp de 5 ani. Micii fermieri s-au putut prezenta din 15 mai și până în 29 iunie la Centrul Județean pentru Dezvoltare Rurală să își depună proiectele pe măsura 141. Numărul mare de agricultori care s-au prezentat la ghișee a determinat chiar și prelungirea termenului de depunere până pe 13 iulie. În aceste două luni, cât a durat depunerea proiectelor pe măsura 141, s-au depus 2340 de proiecte, adunând la celelalte proiecte care au fost în celelalte 4 sesiuni, de județul Alba are depuse în jur de peste 8.000 de proiecte pe măsura 141, ceea ce revine cam 105 proiecte în medie pe comună. Beneficiarii vor primi cei 1.500 de euro cu condiția să realizeze dezvoltarea exploatației așa cum prevede ghidul de accesare a fondurilor. Cu numărul de proiecte pe care le avem, suntem undeva la aproape 10% din numărul de proiecte pe țară. Gândiți-vă că și în această sesiune, să zic așa, media pe țară a fost undeva la 600 de proiecte. Deci avem aproape cât 4 județe. Județul Alba stă bine și la proiectele pentru măsura 142, înființarea grupurilor de producători. Am avut două proiecte depuse pe măsura 142 în această primăvară. La 142 e sesiune continuă. Au mai fost depuse încă 3 proiecte. Deși aici, din 40 de proiecte depuse la nivel de țară, județul Alba are 5 proiecte. Prin aceste măsuri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vine în sprijinul agricultorilor oferindu-le finanțări nerambursabile care au drept scop creșterea competitivității sectorului agricol. Peste 300 de fermieri din Alba sunt așteptați la Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură să-și depună documentația pentru acordarea sprijinului pe motorină utilizată în agricultură. Termenul limită până la care se poate solicita subvenția pe motorină este 30 iulie. Potrivit APIA Alba, cererea trimestrială de plată trebuie însoțită de o situație centralizatoare a facturilor cu cantitatea de motorină achiziționată în trimestrul 2-2012, copii ale facturilor de cumpărare a motorinei, declarație pe propria răspundere că solicitantul sprijinului nu este în dificultate financiară, precum și dovada existenței unui cont special deschis la trezorerie. Am început preluarea în data de 17, deja au depus 80 de fermieri, deci până la 300, cu câți avem încheiat acordul prealabil, mai sunt de primit vreo 230. Facem apel la fermieri să depună documentele până în data de 30 iulie. Acest ajutor nu poate depăși 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanțare prin rambursare. Reprezentanții APIA recomandă fermierilor să depună documentele din timp și să nu lase pe ultimele zile pentru a se evita aglomerația de la birourile de primire.
Specialiștii de la Unitatea Fitosanitară recomandă pomicultorilor continuarea stropirilor în livez pentru a combate bolile și dăunătorii, dar și pentru a asigura calitatea fructelor. Dacă în trecut aceste tratamente erau mult mai rare, specialiștii spun că în condițiile de mediu actuale, producția poate fi compromisă în totalitate dacă se renunță la produsele pentru protecția plantelor. Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea mai multor dăunători, precum acarieni, păduche lănos, molii miniere și viermele mărului și al prunului. Nici bolile nu-i ocolesc, rapănul și făinarea pot cauza pierderi importante la culturile de măr, păr și gutui. Semnele care prevestesc apariția rapănului, și vorbesc acum pe înțelesul tuturor, este apariția unor pete pe frunze de culoare brună, și a unor pete pe fructele care sunt curs de formare, iar a făinării prin răsucirea și acoperirea frunzelor cu o pâslă de culoare albicioasă. Acesta este un semn că boala deja este instalată. Specialiștii de la Unitatea Fitosanitară recomandă efectuarea stropirilor în această săptămână și folosirea doar a produselor omologate. Produse recomandate sunt foarte multe, le găsiți la orice fitofarmacie unde sunt persoane pregătite, atestate profesional, care vă vor da indicațiile necesare. Mulți pomicultori se feresc să folosească aceste substanțe, însă nu există altă soluție pentru a proteja livezile. În ultima perioadă nu mai putem folosi fructe pur ecologice, trebuie să folosim și tratamente, dar respectându-se dozele recomandate, termenele de pauză, obținem fructe fără reziduri de pesticide. Este important însă ca utilizatorii să citească cu atenție prospectele produselor înainte de utilizare. De asemenea, pomicultorii trebuie să respecte cu strictețe măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător, precum și normele de lucru cu aceste produse. În această perioadă, mistreții pot produce pagube însemnate în culturile agricultorilor, în special la porumb și cartofi. Judecând preventiv, conducerea Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba a încheiat în acest sens o importantă poliță de asigurare pentru fiecare fond de vânătoare în parte. De la 1 august se deschide sezonul la căprior pentru trofeu, dar și la mistreți. Vânătorii din Alba au anul acesta o cotă de recoltare de aproximativ 230 de sălbăticiuni cu rât. Noi vom controla efectivul prin vânătoare la pântă, în ideea de a extrage câte un exemplar din turmă ca să nu producă pagube, chiar și un vier de trofeu sau... Și doar de la 1 octombrie, după ce se răcește, să facem vânătoare cu goane ca să recoltezi mai mulți. Că dacă recoltezi 7-10 bucăți într-o zi acum în august, poți să pierzi carnea, se alterează, că e mult de lucru și mult prea cald. Mistreții pot face pagube însemnate în culturile de porumb și cartofi, fapt pentru care vânătorii din Alba au asigurat pentru 10.000 de euro fiecare din cele 20 de fonduri de vânătoare pe care le administrează Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba. Pe holul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba pot fi văzuți zilnic guvernatorul BNR Muguri Sărescu și socialdemocratul Adrian Stase, aflat actualmente în detenție. Nu vă impacientați nu în mărime naturală, ci zâmbind în fotografii de grup alături de conducerea AJVPS Alba. Fotografiile au fost făcute la întâlnirea de anul trecut a vânătorilor, știut fiind faptul că Muguri Sărescu este președintele Asociației Naționale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, iar Adrian Năstase a deținut la rândul ei această funcție. Niște poze le-am făcut la Congresul Asociației Generale din toamnă. Toamnă am avut congresul și am avut delegația noastră din 4 persoane, președintele, cei 2 vicepreședinți și directorul, la congres, ca reprezentanța asociației. Și ne-au făcut niște poze cu președintele Asociației Generale, cu președintele Isărescu. Dacă despre Adrian Stase se știa de mult că este un pasionat vânător, în privința guvernatorului BNR au apărut pe această temă prea puține informații. Nu prea e mare vânător, e mult prea cu minte, da, e atâta care e vânător de mult, dar nu-i o pasiune. Nu știu multe despre activitatea de vânătoare a dumnealui, dar nu să... Și când are cuvântul, ne dă niște sfaturi destul de protecționiste, mai mult în ideea de a sta mai cu minți cu armele, știi?
Să trageți în vânt mai degrabă. să ne abținem, știi? Da, mai mult către abținere. Muguri Sărescu a fost reales președinte anul trecut, în noiembrie, la Congresul Asociației Naționale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Biroul de Informare și Relații Publice a Direcției Naționale Anticorupție a publicat ieri un comunicat potrivit căruia procurorii au extins cercetările în cazul europarlamentarului Adrian Severin. El este acuzat pentru infracțiunile de luare de mită și trafic de influență, iar acum s-a început urmărirea penală pentru o nouă infracțiune. Adrian Severin este acuzat pentru folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunităților europene sau din bugetele administrate de acesta cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Din ordonanța de începere a urmăririi penale întocmită de procurori a rezultat că în perioada 2007-2010, învinuitul Severin Adrian a folosit și a prezentat în Parlamentul European documente, declarații false ori inexacte, contrar reglementărilor legale. Documentele prezentate se referă la o serie de contracte de consultanță încheiate cu 6 societăți comerciale românești, înființate anume cu scopul de a justifica prestări de servicii fictive prin intermediul respectivelor contracte de consultanță. În felul acesta, învinuitul Severin Adrian a înlesnit unor persoane apropiate obținerea pe nedrept a sumei de 436.663 de euro din bugetul Parlamentului European. În aceeași cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane. În 18 iulie 2011, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus începerea urmăririi penale față de Adrian Severin, membru al Parlamentului European pentru luare de mită și trafic de influență. Anul trecut, câțiva jurnaliști britanici au scris că Severin ar fi cerut bani pentru a face lobby pentru câteva amendamente în Parlamentul European. Delegația comună a Fondului Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Națională și-a amânat vizita în România, care era programată să înceapă pe 24 iulie pentru perioada de după referendum. Delegația FMI, a Comisiei Europene și a Băncii Mondiale se va afla în România în săptămâna imediată după referendum. Vizita a fost amânată deoarece delegațiile FMI au considerat că nu trebuie să vină în campanie electorală. Experții Fondului Monetar Internațional vor veni la București pentru o nouă evaluare a acordului. Se vor lua măsuri menite să ajute la redresarea economiei, dar și eliminarea contribuției sociale pentru toți întreprinzătorii care angajează șomeri cu vârstă mai mică de 25 de ani sau persoane de peste 55 de ani pentru o perioadă de un an. Președintele interimar Crin Antonescu a promulgat legea conform căruia referendumul pentru demiterea președintelui țării va fi valabil doar în cazul în care vor vota cel puțin jumătate plus unul din alegători. Decizia sa este conformă cu hotărârile Parlamentului și a Curții Constituționale. Concret, referendumul din 29 iulie privind înlăturarea lui Traian Băsescu din funcția de președinte al României va fi validat doar dacă la urne se vor prezenta 50% plus 1 din cetățenii cu drept de vot. Se pare că liderii USL au renunțat și la varianta organizării referendumului pe parcursul a două zile, alegându-se cel mai probabil soluția extinderii programului de votare. Prelungirea programului de vot se poate reglementa printr-o decizie a guvernului. Printr-o astfel de hotărâre, programul de funcționare al secțiilor de votare ar putea fi de 16 ore, între 7 dimineața și ora 23. De asemenea, se va suplimenta numărul de secții de votare, atât în țară, cât și de peste hotare, astfel că orice român dornic să voteze, să o poată și face. Consiliul Național de Etică a dat verdictul cu privire la teza de doctorat a premierului Victor Ponta. Potrivit comisiei, lucrarea nu poate fi considerată plagiat. În urma analizelor efectuate de Consiliul Național de Etică s-a constatat că procedurile în urma cărora Victor Ponta a obținut titlul de doctor în științe juridice au fost de acord cu legislația în vigoare în anul 2003 și nu se poate susține calificarea de plagiat. Teza de doctorat are un titlu clar, dezvoltat corespunzător pe parcursul lucrării. Metodologia de cercetare este în concordanță cu normele și practicile din domeniul științelor juridice la acea dată. Cercetarea, așa cum rezultă din referatele membrilor Comisiei de Susținere, prezintă elementele de noutate și cuprinde analize pertinente. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Bine v-am găsit la sport! Miercuri și vineri va avea loc la Câmpeni Cupa Țara Moților la șah, manifestare organizată de administrația locală. Competiția este inclusă în programul zilelor orașului, care au debutat astăzi și se vor încheia vineri seara cu focuri de artificii. Miercuri vor intra în concurs elevii pe trei secțiuni, clasele 1-4, clasele 5-8 și clasele 9-12. Câștigătorii vor fi premiați cu medalii, cupe și diplome, iar toți participanții vor fi recompensați cu materiale șahiste. La turneul de copii o să participe mai mult copii din zonă, din Câmpeni, Abrud, Baia de Arieș, iar și din comunele de lângă Câmpeni, iar la turneul de vineri o să joace pe lângă seniori care sunt acolo în zonă, o să vină și seniori de prin Alba, Iud, Cugir și juniorii mai buni din Alba, Costache, o să joace Mihnea și Radu, Câmpia, care are 6 ani, ce e foarte bun. Fechere nu joacă că e la un turneu la Satu Mare. Vineri 20 iulie, începând cu orele 17, se va desfășura turneul seniorilor, care este inclus și în circuitul județean de șah rapid, Alba Grand Prix 2012, coordonat de Clubul Municipal de Șah Alba Iulia. La turneu și-au anunțat participarea mai mulți șahiști experimentați din județul Alba. Pentru înscrierea în turneu nu se percepe taxa de participare, iar primii clasați vor primi trofee, medalii și diplome. Ciprian Selagea este din Amovis cu acte în regulă. Mijlocașul a semnat un contract cu gruparea Alb-Roșie, cu care va evolua în sezonul viitor pe mai multe fronturi, precum Liga 1, Cupa României sau Europa League. Ciprian a efectuat întreg stagiul de pregătire alături de Câinii Roșii, ultima dată evoluând pentru FC Bihor Oradea în Liga 2. Produs 100% al Centrului Unirist de Copii și Junior, Ciprian Selagea este unul dintre cei mai promițători albeolienilor actuală. Mutarea sa la Dinamo s-a concretizat zilele trecute, mijlocașul albeolian consideră că transferul la gruparea din Ștefan cel Mare este un pas mare în cariera sa. Acesta speră să joace cât mai mult și să cucerească trofee alături de colegii săi. Selagea a plecat la FC Bihor Oradea de la Unirea Alba Iulia. Pentru Uniriști a debutat în prima ligă, reușind 2 goluri într-o partidă cu Universitatea Craiova. Mijlocașul din orașul nostru nu a jucat pentru Dinamo în Supercupa disputată împotriva CFR-ului, însă i-a felicitat pe colegii săi pentru trofeul cucerit. Institutul pentru Istoria și Statistica Fotbalului a dat publicității clasamentul celor mai bune campionate din anul 2012. Dacă tot timpul conducătorii fotbalului românesc și cel al echipelor susțin că avem un campionat foarte bun, nu este deloc așa. Liga 1 ocupa abia poziția 34-a, țări mici precum Iranul, Cuveitul sau Malaezia, privindu-ne de sus. Chiar dacă am avut un campionat foarte disputat în ultimii ani, nu putem spune că ne aflăm acolo unde și-ar dori toată lumea. Liga 1 se află pe cele 34-a poziție în lume cu 201,5 puncte acumulate. Deasupra României, în clasament, se află țări precum Emiratele Arabe Unite, Bolivia, Malaezia, Kuwait, Japonia, Iran sau Arabia Saudită. Aceste țări care se uită de sus la Liga 1 nu au o istorie precum cea noastră în fotbalul internațional și ne fac să ne punem coada între picioare. Prima poziție a clasamentului este ocupată de Spania, care are cel mai tare campionat, fiind urmată de campionatele din Argentina și Brazilia. Ocupantele locului al doilea și al treilea sunt surprinzătoare, deoarece campionate precum Premier League, Serie A sau Bundesliga ocupă abia pozițiile 4, 5 și 6. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am avut parte și astăzi de vreme în general frumoasă și de valori termice, apropiate de mediile climatologice ale perioadei. Cerul este variabil și doar izolat vor mai fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice în zona de munte. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări pe creste. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 22 și 31 de grade, iar cele minime între 10 și 20 de grade, mai coborâte în depresiuni, până la 7 grade Celsius. Presiunea atmosferică este în scădere, iar mercurul din termometre va coborî în această seară până la valoarea de 22 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 23 de grade la Sebeș, 21 de grade la Blaj și 18 grade Celsius la Câmpeni. Valorile nocturne, ceva mai scăzute, se vor situa în jurul a 13 grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 14 grade la Sebeș și 18 grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Mâine vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. Valorile termice se vor menține apropiate de mediile climatologice ale perioadei, astfel încât temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, iar cele minime între 11 și 21 de grade, mai mici în depresiuni, până la 7-8 grade Celsius.
Așadar, aproximăm pentru mâine valori de 28 de grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 29 de grade la Sebeș și 25 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Poi mâine vremea va fi predominant frumoasă, dar va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul suflă slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, iar cele minime între 13 și 23 de grade, mai coborâte în depresiuni până la 8-9 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!